Astăzi, elevii Colegiului Național Eudox Hurmuzache au încheiat anul școlar cu rezultate deosebite. Din cauza vremii nefavorabile, aceștia s-au adunat în clase împreună cu diriginții lor, iar cu emoție și bucurie le-au fost înmânate premiile pentru care au muncit întreg anul școlar. Pentru unii elevi e ultimul an de liceu, pentru alții primul, iar pentru restul un an intermediar. Dar tuturor echipa TVR Deuț le urează o vacanță cât mai plăcută. Colegiul Național Eudox Hurmuzache încheie anul acesta școlar cu rezultate deosebite. În tradiția acestei școli, noi ne mândrim cu rezultatele obținute de copiii noștri la olimpiadele școlare, la concursurile naționale și internaționale. În acest an școlar, colegiul are 11 participanți la olimpiadele naționale, la concursurile pe discipline de învățământ, 7 echipaje participante la concursurile internaționale Global School și DORS, iar unii dintre elevii noștri au participat la concursurile de informatică din afara țării, reprezentând județul Suceava la Iastrovie în Polonia. Alături de aceste rezultate care împlinesc cercul acesta curricular, putem spune că avem o serie de împliniri în domeniul extracurricular, participări ale tinerilor noștri la proiecte naționale sau internaționale, alături de școli din țară sau din străinătate, participări la proiecte de inserție socială și în felul acesta putem spune că oferta noastră educațională de la data de 5 octombrie când a fost lansată, în cea mai mare parte a fost realizată. Putem spune că nivelul de implicare a tinerilor este peste cota de optimism a cadrelor didactice, adică tinerii au multă inițiativă și aș remarca din acest punct de vedere activitatea scouterilor de la Eudox Hurmuzache, implicați în proiecte de ecologizare, de fortifiere a organismului lor, în acțiuni care privesc buna gospodărire a unor localități. În curând ei vor pleca în județul Bacău într-o astfel de activitate. La acestea aș adăuga cluburile și cercurile de teatru, de lectură, revistele școlare, care în anul acesta au fost 5, unele dintre ele laureate la etapele naționale ale concursurilor de profil. 5 reviste, 2 de matematică, revista tradițională a liceului Mugura și Eco Confluence, care sunt, să spunem, preocupări atât ale elevilor cât și ale cadrelor didactice, care au dorit în felul acesta să-și pună învățăceii în contact cu lumea aceasta a literilor și a deveni practicienii acestei posibile profesii pe care unii și-o doresc. Deci o clasă cu rezultate deosebite. Ultima mențiune va fi la 9.50. Începem cu premiul 1, care a fost luat de 3 persoane cu medii foarte apropiate, deci 9.94, Tivadar Beatriz. Tivadar Beatriz, avem și o mențiune de la Olimpiada de Limba Engleză. Aș vrea să vă felicit pentru activitatea frumoasă pe care ați depus-o la clasă, să vă înmânez premiile și diplomele pe care le meritați și să vă urez o vacanță plăcută și să fiți și în continuare la fel de harniți și de pregătiți pentru viață în următorii ani, pentru că peste 2 ani veți spune la revedere școală și ne gândim la anii studii.